Pandemia de coronavirus afectează industria fotografiei. Nunțile, botezurile și petrecerile au fost anulate, iar singurii care își mai pot hrăni pasiunea sunt iubitorii de natură, care pot ieși la fotografie în aer liber. Un fotograf din Constanța va lansa un site de educație în fotografie și organizează live-uri pe rețelele de socializare despre cum poți supraviețui ca fotograf în aceste vremuri. Alături de noi, în platoul Doto TV, este în direct Alin Panaite. Alin, bună ziua, mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Alina, așadar, am văzut că astăzi se va lansa acest program online. Despre ce este vorba? Da, e un proiect de suflet al meu. Noi avem școala de fotografie de 9 ani în Constanța fizic și sunt foarte mulți oameni, exact cum spuneai și tu mai devreme, care vin pentru să-și rească sufletul, pentru pasiunea lor, nu neapărat să facă o meserie dintre asta. Și am avut și multe workshop-uri în țară, iar foarte multe lume tocmai asta îmi spunea. Cum putem să facem și noi să fim conectați la o comunitate de genul ăsta. Și așa s-a născut cumva proiectul cursurilor online, care sunt o serie de tutoriale, o comunitate, ne ajutăm unii pe alții. Cam ceea ce am făcut până acum în Constanța cu școala de fotografie, mărim familia la nivel național și spuneam că proiectul este de mult gândit, doar că, tu cum mai vezi, din cauza coronavirusului am stat mai mult, am avut mai mult timp liber și am reușit să-l pun în practică, pentru că asta presupune filmări, montaje, materiale de calitate, na, știi ce înseamnă. Cum îi poți învăța pe oameni? Mai exact ce înveți? Cu ce îi ajuți? În principiu, ideea este cât se poate simplă. Sunt două paliere legate de proiectul ăsta. O dată este un site unde poți să intre și foarte multă lume, în momentul în care vede niște fotografii, are impresia că sunt făcute, nu știu, foarte complicat sau... Și sunt, au filmez de la cap la coadă, cum fac o ședință foto, cum vorbesc cu modelul, cum pun lumini, le explic de cum să stea, după care intră în fotografiile în procesare, ce le fac, cum umblu în Lightroom, în Photoshop, adică văd cap-coadă lucrurile astea, plus sunt separat pe diverse teme, pe fotografia de portret, pe posing, pe lumină. Deci sunt o serie de videouri care au rolul de a învăța și de a educa și în afară de asta va fi un grup pe Facebook unde lumea poate să posteze fotografii, eu mă uit, da, le fac critică, adică le spun exact unde greșesc, cum greșesc, vor fi concursuri cu parteneri, adică e foarte dinamic. Toată chestia asta nu e pur și simplu te uiți pe un site la niște filmulețe și atât, pur și simplu intri într-o comunitate, ne vom întâlni fizic de atunci când putem. De exemplu, dacă în aprilie sunt invitat la o conferință de fotografie ca speaker în Brașov, în momentul în care ajung în Brașov, spun, uite, care din zona respectivă ne vedem, tot așa, stăm de vorbă și live. Adică să fie, fotografia se învață așa față în față foarte bine și cu interacțiune, nu doar așa urmărind un filmuleț și după aia te chinui singur să faci ceva. În această seară, spre exemplu, am văzut că va fi la ora 18 pe Facebook. Orice pasionat de fotografie poate intra acolo? La ora 18.30. Orice pasionat de fotografie... Da, în principiu la 18.30 oricine poate intra pe live, discutăm de mai multe subiecte așa sensibile în zona de fotografie și totodată prezentăm și explicăm mai bine ce se va întâmpla, practic proiectul ăsta, dar vor fi și avoa și niște premii, adică discuția este un pic mai amplă. După care vor fi live-uri și toate astea, vor fi în cadrul comunității, în grupul pe care îl vom crea, vom ține legătura. Alin, cred că ești foarte aproape de fotografi, atât de pasionați cât și de cei profesioniști. Cum a marcat anul acesta pandemia? Cum a fost 2020 pentru voi ca fotografi? Anul trecut, deci sunt 2020. Da, anul trecut. Da, a fost un an destul de dificil, dar până la urmă eu nu sunt genul de persoană care se plângă mai mult decât cazul, pentru că a fost dificil pentru toată lumea, nu e ca și cum doar fotografii au fost afectați. Într-adevăr, cei care se bazau foarte, foarte mult pe tot ce înseamnă nunți, botezuri, zona asta de fotografie de eveniment a fost acolo, a fost șocul cel mai mare. Eu fac și fotografie de eveniment, dar nu mă bazez exclusiv pe asta și pentru mine nu a fost atât de greu, dar într-adevăr zona asta a fost destul de lovită. Pe de altă parte, eu am mai spus la un moment dat în niște materiale publicate pe YouTube că a fost un an în care, uite, un exemplu cel mai bun sunt cursurile pe care le fac acum și pe o platformă din afară și cu site-ul acesta educațional. Adică eu am reușit să pun la punctul ăsta tocmai profitând de timpul care mi-a rămas liber, au picat și eu alte zone. Și am spus practic, te-ai reinventat? Nu neapărat mai reinventat, că eu predau fotografie de 9 ani de zile, doar că am extins cumva proiectul ăsta având mai mult timp. Și am spus de multe ori că o nișare foarte strictă în fotografie este riscantă. Închipuiți-vă că zona de nunți, botezuri, cumetrii, cum glumim noi și spunem, este cea mai avantajoasă financiar. De aceea mulți, nu, domnule, fac doar nunți și nu mă interesează. Nimeni nu și închipuia până anul trecut că poți să fii lovit atât de tare cu un domeniu atât de
va să spun. Și atunci, anul trecut am avut mai multe joburi, de exemplu, comerciale, pentru că foarte multă lume a trecut în online și a avut nevoie de fotografie profesională. Da? Și de la restaurante până la fotografie de produs. Adică, dacă ești un fotograf bun și nu neapărat complet, dar un pic mai diversificat, te poți adapta unor situații cum a fost cea de anul trecut. Adică, în loc să te plângi, poți să te plângi sau poți să faci ceva. Și ultima întrebare, Alin, un răspuns foarte pe scurt, dacă te rog. Care este locul tău preferat în Constanța pentru fotografie și pentru studenții tăi? Malul mării sunt câteva locuri. Mergem, nu știu, la Casino, la Pasarela de Piatră, care sper să o renoveze. În general, le place să ieșim la răsărit, pentru că e farmecul la răsărit, nu știu, e foarte greu să-l... Și noi ne dăm seama, știi, că sunt aici la Constanța, ne-a obișnuit de mult cu un răsărit frumos pe mare, încât nu ne dăm seama, când cineva se uite în afară, este absolut fascinat de ceea ce vede aici. Alin, îți mulțumesc foarte mult, să știi că Pasarela Regală din Mamaia va intra în reabilitare. Cel puțin acestea sunt semnalele. Să tene și Cazinou, și la Cazinou mergeam iarăși foarte fain și să ne bucurăm de toate astea. Alin, mulțumesc mult, te mai așteptăm în platoul Toto TV și mult succes! Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc! Ne mergem mai departe!